Eliana! Felicitări! Eu am să fiu sincer, nu mai am cuvinte. Nu deci cred că am avut un asemenea moment până acum, deci, nu? Piesa asta eu am ascultat-o de foarte multe ori cântată de voci masculine. E prima dată când o aud la o voce feminină și e prima dată când văd și mișcare scenică. Felicitări! Deci mie mi s-a făcut pielea găină. Ia să vedem, juriul este de acord cu tine, Nina? Cu cine vrei să începem? Cu Teo. Teo! Dacă nu ai luat toate emoțiile... E de specificat un singur lucru. Canto clasic, ca să știe toată lumea, se începe de la liceu. În nicio școală de muzică canto clasic nu se începe de la vârste mici. Nimeni n-are curajul să înceapă. Adică ești un fenomen și ai vocea foarte bine lucrată și se vede că cineva s-a ocupat de tine foarte bine și a știut să te aducă exact în zona asta. Ai interpretat piesa extraordinar, ne-a mai zăpăcit aici și sunt sigură că vei ajunge o soprană de mare calitate a muzicii românești. Bravo ție! Cătălin! Mi-a plăcut să aud piesa asta interpretată altfel decât o știu eu. Mi-a plăcut foarte mult și ai dus-o la un alt nivel, într-adevăr. E greu să cânti bel canto, să îi dai strălucire, și tu se pare că ești făcută pentru asta. Mi-a plăcut foarte mult. Felicit! Bogdan, ai cântat foarte corect, ești o mică soprană, felicitări! DJ Rex! Impecabilă interpretare, mi-a plăcut foarte, foarte mult, mai ales notele alea înalte, înalte, deci a fost exact așa cum trebuie să fie, deci se ridica părul pe mână așa de la... Foarte frumos, ai șanse mari să ajungi foarte departe, bravo! Și acum arată-ne vinții! Așa, în sfârșit, un zâmbet! Ce vrei să-ți aducă moșul de seară? Câștigarea acestui concurs. Oh. Noi îți urăm mult succes și ne vedem mai încolo, da? Succes! Mulțumim.